Tot la 95-40 IVTS. Tocmai schimb acest pinion de aici, de la elevatorul de boabe curate, care urcă boabele curate în buncăr. L-am schimbat pe cel vechi din cauza la pană. Am făcut și un clip scurt, dar n-am apucat să spun orice în el. Ce am vrut să spun, de fapt, în el, și am făcut pe ăsta mai lung, ca să poți să aibă loc să intre acest pinion pe aici, da? Acest pinion aici, să aibă loc după ce desfaci rulmentul și toate piesele de aici, te duci pe partea cealaltă. Pentru cei care n-au mai desfăcut sau și să, poate chiar nu știu, intri aici, pe partea asta, desfaci, bine, la mine e desfăcut, desfaci rulmentul pe partea asta, desfaci tabla asta. Am și un clip scurt făcut, dar nu prea mi-a ajuns timpul. Și scoți melcul pe aici, pe această gaură unde a fost această tablă. Bineînțeles, după ce dai senzorul jos, rulmentul, atunci, uite, pe partea asta, la altă, bați pira pe acolo, învârți melcul până îți ajunge în cutie aici. Și poți să montezi foarte, foarte ușor melcul. Și la celălalt, să ies de aici. Și la acest elevator este aproximativ la fel. Desfăceți aici ca să schimbați ăsta, pinionul de aici. E la fel ca ăla de acolo. Se potrivește și colo și colo. Venim pe partea asta. După ce ați desfăcut aici, spirala asta se dă asta în sus și spirala asta iese pe aici. Dați ușor, bang, 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 până vă dă voie să scoateți pinionul de acolo. Dacă ți-a fost de ajutor, lasă un like, dă-i un follow, o urmărire, că e gratis, pentru mai multe filmulețe. Și răsfoiește și la mine pe canal, că am mai multe clipuri. Vă salut!